Continuăm emisiunea cu cazul gemenilor Mihail și Gavril, cei doi frați abandonați de părinți și crescuți de la un an de fosta iubita tatălui lor. Ei bine, ați văzut cazul ăsta la noi la emisiune, iar cazul ăsta a emoționat o mulțime de oameni. Femeia care îi crește oameni buni n-a scăpat însă de nici un contestatar. Ieri la emisiune ați văzut că vecinele oarecum au atacat-o destul de dur. Ei bine, după emisiune, Virginia Jitariu a nimerit chiar în mijlocul războiului. Înainte de a vorbi atât cu Virginia, cât și cu Ludovic Chinez, pentru prima dată față în față cu tatăl gemenilor, vreau să vedeți ce s-a întâmplat aseară după emisiune. Chiar m-am enervat când am văzut la televizor așa ceva. Vorbești niște prostii, nu mai vorbi ce nu știi. Eu știu, pentru că aici trăiesc. Dumneata n-ai văzut, dumneata n-ai văzut când ai aruncat sticla. Dar știi cât am venit eu aici așa, m-am ajutat femeia asta? Ce sticla de ceai după el și a drăcuit? Pe cine? Pe copii. Nu, nu zice cu dracu femeia asta. Nu, eu am venit foarte mult timp la femeia asta. Un an de zile i-am dat apă de la mine. Nu mai vorbi dacă nu știu. Nu am nimic cu copii. Nimic cu copii. Am cu el și am cu ei. Lasă-o în pace să-și crească, că dacă îi duce la televiziune, îi duce la dansuri, îi duce pentru ei, pentru mentalitatea lor, că poate. Da. Mie mi-ar fi rușine. La dumneata a venit la 5 dimineața și la 3 noaptea poliție că a furat. Și se caute la noi? Păi și ce a furat femeia aia? Nu femeia, copiii aia care a crescut. Doamnă că lucrează Mihai. Nu mai vorbi, doamnă, să știți că dumneata nu-l cunoști, eu știu foarte bine. Eu pare foarte rău, și venit că o cunosc foarte bine. Pe dumneata că cum e, așa că și ce trebuie să viu la striptease? Nu așa, la striptease. Ești foarte elegant. Ai înțeles? Și de 3 ani să oferă apă din cauza lor. Că eu am băut, dar eu dacă vreau te dau un judecat, că eu n-am băut nimic. Eu sunt chiar bun la vă și nu bă. Obosite, obosite. Sunt la muncă, de unde vin, dar nu am băut. Și nu mai am jignit lumea. N-ați înțeles? Ai înțeles? Am zis că sunteți obosite. Nu am băut, că eu nu beam. Sunteți obosite. Cum aveți? Era orbe, am zis că sunteți obosite. Mi-am făcut un tratament la cap, la păr, de am venit așa, că nici nu vreau să vin. Dar când te văd așa, ești prea rea, nu pot să suport. Bărbatul a fost de multe ori aici. Eu n-am fost aici. Bine, consider dumneata un bărbat care a ținut da, eu, de femeie. Da, văd că vine cu saxofon. Păi ce vine? Cu mâncare. Doamne, că a venit acum din cauza că a apărut pe aici televiziunea. Nu, nu, spun eu. Irina mi-a arătat că uite bărbatul și venea cu bagajul. Irina l-a văzut acum, dar nu vine omul ăla mereu. Acum Irina, dar Irina stă de 30 și ceva de ani aici. Ludovic, ăla nu vine și nu știi tu ce tangențe a avut cu băieții lui adevărați, ăia mari. Cum e interesat? Pentru că nu i-a crescut, i-a lăsat așa cum i-a lăsat. Dacă îi dă bani, noi avem scandal aici, nu putem dormi noaptea. Nu-i dă nimeni bani. Vă spun eu, lor spun că sunt foarte supărate, copiii sunt tot timpul, le amenință, le înjură, le bate. Dar e adevărat că a bătut-o băiatul dumneavoastră pe doamna? Mintea, s-a dus pe stradă, cine știe unde a fost, ce a făcut, cum poți să-mi spună mie? Dacă te-a bătut cineva, n-ai avut, o cameră. A bătut băiatul dumneavoastră? Nu, să ducă la poliție, nu. Dar răspunde băiatul ăla, băiatul. Doamnă scumpă, înainte s-a jurat și ea și copii că n-a fost fisul. Și în cameră s-a văzut că ea a fost. Nu stai dumneata cu ei în casă să vezi ce face. Da, așa face toată ziua. Cum se înțeleg pe vecină care toată ziua e pornită pe minte, deci nu îi deranjează nimeni. Ele vin și îmi fac scandal. Și țipă de orice și ziua și noaptea. Am locuit aici 40 de ani. De 20 ceva de ani, femeia asta e chinuită. Cum și-a educat cei 4 copii care a lăsat-o bărbasul, așa i-a educat de frumos ca și pe ceilalți doi gemeni. Da? Întotdeauna s-a plâns, a avut probleme cu vecinii. O torturează. Apă, dacă apa are separate. N-are să intre voie să-și citească ceasul cu apă. Eu n-am dreptul la apă din cauza ei. Eu am apă tăiată. Nu am a făcut un grătărel la copii ca pofti copii. Spuneți-mi mie, cine a chemat poliția? Cum bine l-a lăsat pe cine a dat de ori. Hai, lăsați-mă, lăsați. Auziți? Și profită de că dau telefon. Ea n-a dat telefon la poliție niciodată. Și acum am învățat tot ce să facă. Faci scris pe hârtie și cu ce au făcut în casă aici. Aceste persoane de aici le fac viața imposibilă. Le cheamă poliția, m-a sunat de atâtea ori. Vino că a venit poliția. Zic că nu pot să vin, măi, că mereu când vine poliția. Pentru orice cheamă poliția. Cam asta s-a întâmplat aseară după emisiune. Virginia Jitariu, femeia care este în mijlocul acestui scandal, astăzi a plecat la Sărata Monteoru, pentru că acolo sunt copii în cantonament. Știi că ieri am vorbit cu profesorul de dans. În această seară dumneavoastră este cu noi. Bună seara, doamnă! Bună seara! Ieri ați avut un adevărat scandal când v-ați întors acasă. Da, dar pentru mine puțin mă interesează scandalul, vreau să se termine tot balamucul. Dacă atâta gândești și atât le duci capul, așa procedează, nu? Ce să fac? Eu nu pot să mă cert cu fiecare în fie.
că m-am săturat de atât. Da, am văzut aseară că au fost vecine care v-au luat apărarea, vecine care erau împotriva dumneavoastră. Care știu adevărul, da. Care mă cunoaște, ați văzut cum se confirmă situația. Bun. În această seară o să vorbim cu fostul dumneavoastră soț, omul al căror copii creșteți, nu? Copiii căruia îi creșteți. Da. Este fostul nostru soț, domnul Ludovic Chinez. Bună seara! Da. Bună seara! Domnul Ludovic, bună seara! Bună seara persoanelor din platou și telespectatorilor dumneavoastră. Sunteți față în față, dacă pot să spun așa, pe linia telefonică cu fosta dumneavoastră soție, femeia care vă crește copiii și pe care o acuzați. Ziceți. Rugămintea mea ar fi fost să mă lăsați 2 minute pentru a da niște răspunsuri la cele 2 emisiuni care au fost din urmă. Dar fiindcă m-ați băgat în această situație care să fie în direct, normal că o să caut să răspund. Ceea ce se întâmplă în ceea ce e televizat acolo în față, eu o să fiu corect. Să nu vă așteptați că cu toate câte a mințit fosta mea soție de mine, ea va rămâne, este și va fi mama copiilor mei și nu voi da cu ea de pământ. Foarte frumos ce spuneți. Mama copiilor mei, cu toate că sunt făcuți cu altcineva. Da. Dar faptul că îi crește, spuneți mama copiilor mei. Bravo, felicitări. Aș vrea să mă ascultați. Da. Când am spus că mama copiilor mei și cei 3 copii mari sunt copiii mei. Cu ea. Bun. Noi vorbim acum de gemenii Mihai și Gavril. Deci gemenii Mihai și Gavril au fost dați din la 2 ani jumătate, respectiv la când am, adică dați la rugămintea ei, a fost plătită. La un an spune, la un an spune doamna Virginica. Doamna Virginica, da, deci, eu să fiu sincer, v-am zis. Minte. Copiii sunt crescuți frumos, ea a căutat, adică profitând de istețimea copiilor, a început acum la mai mărișor fiind să scoată bani pe ei. Ăsta e motivul care mă supără pe mine și nu restul. Doamne. Dar cum scoate bani, domnul Ludovic? Dar nu știu cum nu-i rușine să mai vorbească în halos. De exemplu, a fost la MasterChef Junior, care n-a dat nicio legătură cu tata sau altceva. A fost o emisiune frumoasă. Și acolo a vorbit același lucru, care n-avea și a luat niște bani. Domnule, dar e povestea dumneavoastră, e adevărată, e povestea ei, nu? A fost la Star Salvator, la doamna Roman, pata aia care mănâncă tot pe unde-i chemată. Vă rog frumos să vorbim frumos de colegii noștri. Păi nu, că tot la televizor am văzut. Păi vă rog frumos de tot, adică nu vreau să vorbiți așa de Oana Roman. Haideți să trecem peste această problemă. Păi jitariul Virginia m-a chemat să o dau în judecată că nu i-a făcut casa, cum i-a promis. Nu vrem să vorbim despre aceste lucruri. Haideți să vedem dumneavoastră. Domnul Măruță, m-ați întrebat cum îi folosește. Păi, da, domnule, dar știi ce, nu înțeleg. Da, e un mincinos. Sunt o grămadă de reclame unde copiii mei, unul era tuns stilug, 0 și unul era cu păr, juca pentru bolnav de cancer. Și nu te rușini să vorbești așa. A fost în anumite reclame unde filmam nopți întregi, copiii nu dormeau, făceau curândul că erau gemeni și spunea că e aceeași persoană. Da, da, nu știți că... sunt de acord cu așa ceva. Dar știți că așa este la reclame, iar dumneavoastră, dacă nu sunteți de acord, totuși sunteți un tată care v-ați abandonat copiii când aveau un an și ceva, iar femeia aceasta vi crește și spuneți că i-a crescut bine. Vorbiți un neadevăr, au fost dați să se ocupe de ei, plătind niște bani, atât eu cât și mama copiilor. Și nu credeți că poate fi pus același semn de abandon? Nu te rușine, mincinosule, să vorbești. De ce ziceți, doamna? Ești un mincinos. De ce? Pentru că n-a plătit de la vârsta de un an copiii, puteți să vă confirmi și copiii mari chiar am lăsat numărul. Mi-a plătit 2-3 luni de zile câțiva bănuți și mă punea să dau de la 2 milioane, 6 milioane declarate. Și de atunci n-am mai plătit nimic, niciun ban, nu ți-e rușine. Cât copii ai făcut? Situația de ieri cu casa. Are 10 copii în toată lumea împrăștiați și din niciunul nu are grijă. Mai mult ca atât. E adevărat, domnul Ludovic. Deci scandal. Dacă mă lăsați să vă spun problema cu casa și cu scandalul... Vă lăsăm, dar numai o secundă. E adevărat că aveți 10 copii? Nu este adevărat, minte. Care e lângă el?
Niciun copil nu e lângă el. Din 10 copii făcuți cu 4 femei. Eu ce vă spun, vă pot dovedi cu acte. Da, da. Să dovedească și ea. Cu acte, da. Cătălina, și o întrebare pentru domnul Dodi. Numai deci, dacă mă lăsați să dau niște răspunsuri la ce s-a făcut, ca pe urmă să-mi puneți orice întrebare, domnul Ludovic, dacă nu, eu pot să închid. Păi nu, vă lăsăm să mai spuneți puțin, pentru că o să vedem săptămâna viitoare. Noi nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar ideea în felul următor. Noastră îi recunoașteți, doamne, că v-a crescut bine copiii și că a avut grijă de ei. Dar în același timp spuneți că îi folosește. Păi stai puțin, cum îi folosește? Că ea nu trăiește bine. Exact, ea trăiește într-o casă, vai mama ei, eu cred că tavanul pe ea, nu aia, se duce în vacanțe, nu e vreo bogată. Să zici că exploatează copii. Am vândut-o și am câștigat-o prin instanță, eu înapoi. Ziceți, doamna Verginica. Domnul Ludovic, am o întrebare pentru tatăl băieților. Dacă considerați că fosta dumneavoastră soție vă exploatează copiii biologici, în atâția ani n-ați putut să vă redresați, să vă recăpătați copiii, înapoi să-i creșteți dumneavoastră cum considerați de cuvință? Din nefericire, da, e o întrebare bună. Din nefericire am apelat pe repetate rânduri. Mă ascultați? Da. Am apelat la protecția copiilor ca să la un psiholog să poată să ne întâlnim undeva, să vorbesc cu copiii, că mereu mi interzicea să iau legătura cu copiii. Eu nu pot să mă duc cu mașină să mi-au forțat copiii de acolo să rămână cu un trac. Trebuie să-l gătiți înainte. Între ei și mamă este o afecțiune, eu nu pot să-mi bajă de copii, să iau că să ai mei și să fug undeva cu ei. Foarte frumos din partea noastră. Și ce s-a întâmplat? Dar protecția copilului nu m-a sprijinit cu nimic. Da, pentru că este probabil caz de abandon. Ziceți, doamnă. Dacă îmi permiteți-mi o secundă, copiii așa nu merită să-i spună tatei, numai cu numele, și a bătut joc de copii toată viața. Chiar pe la mare a vrut să-și bată joc de el. Ce să învețe niște copii? La alt copil a sărit cu cuțitul să-l omoare în fața la copiii mici. Ăsta nu e tata. Sunt niște afirmații foarte dure și... Atunci ce pretenții să am de la străini? Sunt niște afirmații dure și n-aș vrea să intrăm în aceste detalii, vă rog. Deci, ce pretenții să avem de la vecin dacă tatăl așa e? Domnul Măruță, da. Eu am niște copii foarte din copii mari. Dacă vreți vreodată să faceți o emisiune, puteți să-i întrebați pe... Îmi pare rău că i-a făcut de râs. Îmi pare rău, o să intervin și vă rog să mă lăsați un minut. Doar un minut mai aveți la dispoziție, că trebuie să încheiem emisiunea. Deci tot ce au zis vecinii de acolo, cum a scas copiii mei, nu sunt niște penali. Ei... Am unul căsătorit, am un nepoțel, are o familie bună. Am alalt, o să ține de muncă. Singurul ăla mai mărișor care are niște probleme de sănătate, dar cu toate problemele de sănătate am încercat să-l duc la muncă. Ea i-a făcut cu niște medici, niște astea și i-a scos o pensie de vreo 30 de lei și îl ține acasă să-i facă curat cât ea aleargă cu gemenii pe la fundații. Vă mulțumim mult de tot. Luni o să continuăm povestea asta. Deocamdată doamna Virginia este cu copiii, spune că sunteți un mincinos. Vom vedea săptămâna viitoare cum stau lucrurile. Vă mulțumim mult de tot. Incredibile poveștile acestea între părinți. O să revenim, doamna Virginia, luni și o să povestim despre aceste lucruri și despre acuzele fostului dumneavoastră soț.